Dragi prieteni, dragi colegi, suntem foarte bucuroși să avem în seara aceasta acest eveniment pe care l-am așteptat. De fapt, două evenimente într-unul. Cei care ați venit aici sunteți binecuvântați de două ori pentru că participați la un simpozion cu tema spălarea picioarelor, învățătura biblică și în practica bisericii pentecostale din România. Și apoi va fi și o lansare de carte pe acest, pe același subiect. Așa că ne bucurăm că ați ales să fiți cu noi, că iubiți cartea, că iubiți în primul rând Cuvântul lui Dumnezeu și vreți să-L ascultați, nu numai că iubiți să-L citiți, dar să-L ascultați și să-L împliniți. Suntem foarte bucuroși și vreau să vă spunem tuturor un bun venit și în mod deosebit un bun venit profesorului doctor Chris Thomas, care a acceptat invitația fratelui John și a noastră de a veni să ne predea un curs săptămâna aceasta, predă un curs pe Apocalipsa și înțeleg de la studenți că este un curs extraordinar, se bucură foarte mult atât de profesor cât și de subiect foarte important, aducând lumină în acest subiect în care mulți au așa o oarecare rezervă și când aud cuvântul Apocalipsa sau Revelația lui Dumnezeu au așa oarecare reținere. Fratele Chris Thomas este un specialist pe literatura ioanină. O să vă spună fratele John mai mult când o să-l prezinte, dar ne bucură că este o onoare deosebită pentru noi să fie prezent în școala noastră și la acest eveniment. De asemenea, îi spunem bun venit fratelui Florin Ile, directorul editurii Societatea Biblică Română, care a publicat această carte și ne bucurăm că a putut să vină și că a făcut posibil acest eveniment. Eu doar atât am avut de spus, încă o dată un bun venit tuturor și aș vrea doar să vă invit să ne ridicăm și să începem acest eveniment. După care voi preda cuvântul fratelui profesor dr. John Tipei, care va modera discuția, simpozionul și alățării de carte în seara aceasta. Aș ruga pe fratele pastor Oros să ne conducă într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și de binecuvântarea acestui eveniment. Îți mulțumim, Doamne Tată, în numele Domnului Iisus. În seara aceasta suntem aici și te binecuvântăm pentru sănătatea ce ne-ai dat. Te rog, îmbogățește-ne și Duhul în seara aceasta. Amin. Amin. Și deschide-ne mintea și inima ca să-L pricepem și să-L primim. Te rog să binecuvântezi pe cei ce au făcut posibil această lansare de carte, să binecuvântezi pe fratele Thomas, Amin. Să binecuvântezi Institutul, să ne binecuvântezi pe noi toți. Amin. Ca întâlnirea aceasta să fie cu folos pentru lucrarea ta din țară, din bisericile unde slujim. Binecuvântează Institutul și îți mulțumim Amin. Pentru tot ceea ce ne dai în bunătatea ta. Amin. Amin. Dragi studenți, dragi colegi profesori, dragi colegi slujitori care sunteți cu noi în seara aceasta, vă spun și eu un bun venit la acest eveniment foarte important pe care îl avem în seara aceasta. Mă bucur că se repetă în viața instituției noastre mereu și mereu evenimente de felul acesta. În ultima perioadă am avut multe lansări de carte aici și asta înseamnă că lumea a început să scrie. Cei care au harul de a scrie, au început să scrie și iată, noi avem ce comenta și ce învăța și toată lumea este bucuroasă și fericită. Bine ați venit și în seara aceasta eu vreau să încep prin am exprimat bucuria deplină pe care o am de a avea cu noi împreună pe profesorul dr. John Christopher Thomas. Așa cum am spus și duminică în bisericile unde am fost împreună cu dânsul, este omul care m-a inițiat pe mine în studiul Noului Testament, este unul dintre coordonatorii mei la doctorat, este unul dintre prietenii mei,
pe parcursul acestor 20 și aproape 8 de ani de când ne cunoaștem, i-am împrietenit, suntem și de aceeași vârstă, eu un pic mai mare decât el. Și vreau să vă spun că am o bucurie mare. De mult am anticipat perioada aceasta sau momentul acesta când el vine, când, ca el să vină să predea la școala noastră. Nu s-a putut până acum, dar acum, iată că Dumnezeu a îngăduit ca să găsească timpul pentru a veni și noi am încercat să îi facem o surpriză. Întâlnirea noastră din seara aceasta se va desfășura, așa cum ați auzit, în două etape. Un simpozion pe tema spălării picioarelor în învățătura biblică și practica Bisericii Pentecostale din România, simpozion care va dura aproximativ o oră și jumătate. Urmând ca după câteva minute de întrebări și răspunsuri, să continuăm cu partea a doua, lansarea de carte. Să vedem ce carte ne va fi prezentată și vom avea pe cei de la editură, fratele Florin, care ne va prezenta lucruri legate de editură, de hotărârea lor în ce privește publicarea acestei cărți. Vom învăța cu toți despre acest subiect interesant. O practică care a intrat, probabil, ne-a intrat în obișnuință. O dată pe lună participăm, dacă participăm, la spălarea picioarelor atunci când avem cină. Nu toți participăm. Și despre faptul acesta, că nu toți participăm la această practică, probabil că se va vorbi și vom vedea și de ce nu toți participăm. Dar oricum, discuția va pleca de data aceasta de la istoric spre biblic. Lăsăm partea biblică la urmă, este și mai consistentă această parte de discuție biblică asupra acestei practici. Dar vom începe cu situația românească. Primul care va lua cuvântul va fi fratele Ciprian Balaban, colegul nostru, doctorant în teologia și practica Bisericii Pentecostale, aceasta este tema, cu aproximație spun, în perioada dinainte de legalizare sau chiar și în perioada comunismului, și în perioada comunismului. Așa, dânsul ne va prezenta un referat despre controversa spălării picioarelor în pentecostalismul românesc între anii 1922 și 1950. Multe după aceea o să vedeți că nu s-au mai întâmplat după 1950 în ce privește dezbaterile pe această temă. De aceea ne limităm și pentru că timpul este destul de scurt la această perioadă. Colegul nostru Mirel Neamțu, el doctorand în Noul Testament, pe studiul Noului Testament, ne va prezenta o abordare a pericopei sau abordări ale pericopei din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, în pentecostalismul românesc contemporan. Deci facem trecerea spre partea aceea biblică consistentă de care vorbeam. În al treilea rând, profesorul Chris Thomas ne va prezenta perspectiva biblică despre spălarea picioarelor și modul în care ar trebui practicată spălarea picioarelor astăzi. Ne va da sugestii. Aceasta este partea simpozionului. Așadar, îl invit acum pe colegul nostru, Ciprian Balaban, să ne vorbească despre controversa acestei practici în perioada dinaintea legalizării cultului. În perioada interpelică existau în România două cupuri
pentecostale care își reprezintau aceeași genunchile. Biserica lui Dumnezeu apostolică, zisă și pentecostală. Al doilea dintre aceste grupuri îl cunoaștem și s-a încetățenit numele de creștini botezați cu Duhul Sfânt. Primul grup practica spălarea picioarelor, este așa numit grupul lui Pradiu. Celălalt grup, a cărui exponent principal din această perspectivă a fost Eugen Orban, era grupul care nu practica spălarea picioarelor. Nu am să prezint evenimentele cum au fost, cum s-au desfășurat, schismele, unirile și iarăși despărțirile care au existat. De asemenea, din pricina timpului, voi lăsa la o parte partea din controversa din perioada post-bellică și voi prezenta doar reflectarea acestei controverse în argumentația teologică care a fost publicată în revistele interbelice, în revistele pentecostale interbelice. Și pentru că am lăsat la o parte partea post-bellică, ne referim la revista Cuvântul Adevărului, a grupării lui Pradu, și revista Credința Apostolică, care aparținea creștinilor botezați cu Duhul Sfânt, care nu aveau această practică a spălării picioarelor. Și să începem cu primii. În revista Cuvântul Adevărului apare în 1930 un crez în 15 puncte, din care la punctul al 11-lea găsim scris spălarea picioarelor nu este o formulă ceremonială cum cred unii, ci este porunca sa, adică a Domnului. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru v-a spălat picioarele, așa și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora și să faceți cum am făcut eu. De asemenea, într-un articol scris de Ion Tarciu, care enumeră 31 de puncte ce trebuie să știe și să creadă un creștin, al 16-lea face referire la spălarea picioarelor, care este o datorie a fiecărui credincios, spălarea picioarelor fratelui fiind impusă de Domnul Iisus Hristos. Afirmarea acestei obligativități este mai semnificativă, ținând cont că la niciun punct dintre cele 31 nu se face referire la cina Domnului. De asemenea, spălarea picioarelor în revista Cuvântul Adevărului, în diferite articole, este considerată culmea dragostei sau desăvârșirea dragostei în umilință. Găsim scris că primul care a săvârșit spălarea picioarelor a fost Avram, Genesa 18:4. Astfel, spălarea picioarelor nu este ceva nou. De asemenea, din pericopa în care Domnul Iisus vizitează casa lui Simon Fariseul, unde spune pilda celor doi datornici, rezultă legătura inseparabilă dintre nivelul dragostei și spălarea picioarelor altora. În perioada apostolică, o condiție pentru ca o femeie să fie înscrisă pe lista vătuvelor era să fie spălat picioarele sfinților. Și în context, această practică este interpretată ca o practică a spălării picioarelor din Ioan 13. De asemenea, de la Gheorghe Bradin aflăm în anul 1931 că prin actul spălării picioarelor Domnului Iisus, Domnul a dorit să ne dea două învățături. Prima, acela care voiește să fie mai mare, să fie servit și să servească celorlalți. A doua, iubirea adevărată și fără rezerve prețuiește pe frați, punându-ne în slujba lor până la ultimul grad de umilință. O explicație simbolică foarte interesantă o dă Gheorghe Bradin, vorbind despre spălarea picioarelor și spune: Baia nașterii din nou este înconjurată de noroiul lumii și adeseori pe picioarele celui spălat în ea se lipește din acest noroi. Noroiul văzut de Domnul pe picioarele ucenicilor a fost măreția. Acest noroi n-a putut fi spălat de pe picioarele lor nici cu îndemnare, nici cu mustrare, ci prin cea mai umilă dragoste. Întreaga ta mândrie și măreție se frânge când te umilești până în praful pământului și te apuci a spăla picioarele fratelui tău pentru care Hristos a murit. În continuarea articolului
Gheorghe Bradin spunea, acolo unde predicatorii au grad și titlul, nu se face spălarea picioarelor, căci gradul și titlul nu poate fi pus pe picioarele fratelui. Dar unde predicatorii nu domnesc peste popor, ci îi servesc, spălarea picioarelor se face și prin ea se arată și se păstrează în biserică umilința, respectul, egalitatea și dragostea. În anul 1932, anul în care s-a produs prima schismă între cele două grupuri penticostale, găsim unele întrebări pe care credincioșii le adresează revistei Cuvântul Adevărului și Gheorghe Bradin, redactorul șef al revistei în vremea respectivă, dă răspunsuri la aceste întrebări. Una din întrebări sună așa. Poate primi botezul cu Duhul Sfânt o persoană care nu practică spălarea picioarelor la cina Domnului? Gheorghe Bradin răspunde, da, poate. Când cineva primește botezul cu Duhul Sfânt, nu înseamnă că e desăvârșit. Corneliu a primit Duhul Sfânt mai înainte de a fi botezat în apă și de a lua cina Domnului. Acela care după ce primește botezul Duhului Sfânt se îngânfă și nu dorește a păzi toată învățătura Domnului, ajunge sub influența altui Duh, care îl vâră sub cele din Matei 7, 22 și 23, și astfel persoana devine lipsită de dragostea lui Dumnezeu. Cu un așa zis botez cu Duh Sfânt, fără valoare, și în ziua judecății se va prezenta cu o anatemă. O altă întrebare. Poate fi numit frate o persoană care nu practică spălarea picioarelor? Gheorghe Bradin răspunde. Dacă acela nu a făcut-o până acum, e speranță că el o va face și poate fi numit frate. Iar dacă a făcut-o și a părăsit-o din interese personale, și atunci poate fi numit frate. Cei din tâi sunt frați care n-au ajuns la adevărul de plin, cei de al doilea sunt frați căzuți de la adevărul de plin. Apoi, la o întrebare care vine din partea unui cititor al revistei și se întreabă dacă poate fi numit membru într-o biserică, acela care nu practică spălarea picioarelor, Gheorghe Bradin este categoric. Noi avem numai un Domn, Iisus Hristos. Spune, mai sunt și alți Domn, dar nu acceptă ca acesta să poată să fie ca și membru în biserică, în comunitate. În ce privește argumentația care apare în revista Credința Apostolică, cea mai complexă îi aparține lui Eugen Bodot. Și în numărul din august 1932, din cele 8 reviste, ale 8 pagini ale revistei, 4 pagini sunt acoperite de această argumentație a lui Eugen Bodot, care explică acest act în contextul oriental, a Orientului Antic, când oamenii călătoreau mult, încălțați cu sandale și era nevoie ca ei să se răcurească spălându-și picioarele. Aceasta fiind o necesitate. Apoi el analizează cuvintele Domnului și din Ioan capitolul 13 și se întreabă, de ce Domnul a spus lui Petru, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine? Și Eugen Bodot răspunde, dacă Petru ar fi ieșit afară din rândul celor 12, pentru ca lui să nu îi se spele picioarele, atunci el ar fi zădărnicit puterea acestui exemplu. Și spunem în continuare Eugen Bodot, avertizarea este valabilă și pentru noi astăzi. Dacă noi am căutat să tăgăduim puterea spirituală acestei pilde din Ioan 13 și ne-am folosit de ea ca de o formă exterioară sau un obicei sfânt la cina Domnului, atunci și pentru noi afirmația Domnului către Petru ar fi aceeași. Apoi Eugen Bodot se întreabă cum ar trebui interpretate cuvintele Domnului din Ioan 13, versetele 14 și 15. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Și spune în continuare, pilda nu este o poruncă. Domnul le spune ca și ei la rândul lor să se slujească unii pe alții. Întrebarea este, în înțeles trupesc sau spiritual?
Ei trebuie să se slujească unii pe alții și trupește și duhovnicește, spune Eugen Bodoc. Duhovnicește, ei trebuie să iubească până la capăt, să se supună unii altora cu umilință, iar trupește, ei trebuie să-și spele picioarele unii altora când e nevoie, nefăcând din aceasta un obicei sau o datină goală. Apoi, în continuarea acestui articol, Eugen Bodoc mai amintește faptul că nu găsim nicio referire în Sfânta Scriptură, că apostolii ar fi practicat acest act și aducând aceasta ca și un argument împotriva practicării ei, și de asemenea spune că este imposibilă practicarea acestui act în biserici mari sau în situații de persecuție. Tot Eugen Bodoc indică o contradicție teologică în care se află aceia care cred că spălarea picioarelor are ca rezultat curățirea sufletească. Dacă spălarea picioarelor ar avea vreun simbol care ne curăță sufletește, după cum zic unii, că cine nu-și spală picioarele nu e curat de tot, atunci sângele lui Iisus Hristos nu mai are nicio valoare. Nu este așa. Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Pe când spălarea nu l-a curățit nici pe Iuda de păcatele sale. Apoi, Ioan Bododel, zis Bododea, care în anul 1930, pe când era președintele comunității apostolice, spune în articolul pe pagina revistei Cuvântul Adevărului că în comunitatea penticostală se practică această poruncă a Domnului, se dezice de interpretarea literală a acestui pasaj din Ioan 13, spunând mai târziu, în anul 1933, că spălarea picioarelor este o oglindă a tuturor obligațiunilor copiilor lui Dumnezeu în cercul lor de comuniune frățească. Iar subiectul de care se folosește Domnul Domnilor, adică spălarea picioarelor, era ultimul mijloc prin care se revela intenția sa de a arăta vârful dragostei. În alt număr al revistei Credința Apostolică, tot Ioan Bodoc, susține dreptul la convingere personală a fiecărei persoane. Niciodată un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să combată sau să tulbure convingerea altuia de aceeași credință cu el, ci cu sinceritate și multă dragoste să caute arăta că convingerea cuiva este ceva sfânt, dar numai ce îl privește pe el, iar altuia să-i se lasă libertatea. Astfel este și cu spălarea picioarelor la cina Domnului. Parcă vorbește ca și o persoană care trăiește epoca postmodernă. În continuarea articolului, Ioan Bodoc aduce anumite argumente împotriva practicării spălării picioarelor. Combate convingerea unora că aceia care nu practică spălarea picioarelor nu ar fi complet curați. Apoi arată că nu avem niciun indiciu că actul spălării picioarelor ar fi fost practicat în Biserica Apostolică. De asemenea, argumentează prin faptul că nici la părinții bisericii nu găsim o astfel de practică și nici în protestantism, spune el, decât numai la adventiști. Apoi, în al patrulea rând, arată că este greșită convingerea că primii creștini au practicat spălarea picioarelor ca și o împlinire a capitolului 13 din Evanghelia după Ioan, deoarece Evanghelia după Ioan a fost scrisă abia pe la sfârșitul secolului I. Iar un al cincilea argument al lui Ioan Bodoc este că în perioada trezirii spirituale penticostale, nici în Statele Unite și nici în Anglia nu s-a practicat acest act. În final, Ioan Bodoc concluzionează. Cine o face cu adevărată sfințenie, fiindu-i vârf dragostei, poate să o facă. Iar cine o face numai ca să împlinească litera Evangheliei pe din afară și pe altă parte să se mândrească cu ea, e fals, fățarnic și necurat. Excelentă prezentare. Două extreme și una de mijloc. Nu? Cea ultima a fost cam de mijloc, nu? Da, care e un mod de foarte. Vedeți lucruri pe care le practicăm, despre care mai citim,
Și iată câte lucruri noi apar din istoria bisericii noastre. Lucruri pe care nu le-am știut nici noi care ne îndeplinicim cu studiul. Nu te întrebăm de unde ai spus, toate din revistele culturii? Totul, deci, revista Punctul Apostolului și Credința Apostolică, ce am prezentat doar de acolo. Înseamnă că ai în arhivă toate revistele. Vom urmări acum prezentarea fratelui Mirel Neamțu, o abordare biblică a pericopei din Ioan 13, așa cum e văzută ea pentru penticostalismul românesc. Bună seara tuturor și vă doresc din suflet binecuvântarea Dumnezeu tuturor celor prezenți. Pentru început vreau să vă spun că am pregătit un scurt material. În prima parte am să mă refer în câteva cuvinte la cartea domnului John Christopher Thomas. Iar în partea a doua, puțin mai detaliat, am să vorbesc despre o investigație pe care am făcut-o în urmă cu o săptămână și jumătate, intervievând păstori, slujitori de prin bisericile penticostale și membri ai bisericilor penticostale din județele Alba, Mureș și Cluj. Mi-am pregătit câteva întrebări pe care le-am pus și am fost foarte uimit să văd felul în care creștinii noștri, frații noștri, percep textul din Ioan 13 și încearcă să-l aplice după înțelegere pe care el le-a. Ceea ce m-a frapat a fost faptul că în anumite comunități unde păstorii au o opinie foarte clar definită și, mă rog, pornind de la niște baze doctrinare, textuale, asta nu înseamnă că toți membrii îi urmează. Sunt membrii care spun, este părerea păstorului. Și atunci, fiecare, în momentele în care biserica are ceremonia respectivă, este liber să decidă cum dorește. Și nimeni nu se supără, nimeni nu întreabă. Asta este. Haideți să vă citesc acest detaliu. Vreau să vă spun că opiniile pe care le veți auzi, interpretările, practicile, pozițiile, nu reflectă neapărat studiul meu doctrinar teologic. Sunt opiniile pe care ei mi le-au spus, inclusiv interpretările pe care le veți auzi, sunt lucruri pe care am auzit din gura lor. Am citit cu interes lucrarea domnului John Christopher Thomas, Clarea picioarelor în Ioan 13 și în comunitatea ioanină, un demers științific necesar și provocator în același timp. Conținuturile lucrării și concluziile formulate vor constitui cu siguranță un reper pentru cercetarea ulterioară. După punctarea principalelor interpretări despre scolarea picioarelor, autorul investigează două aspecte care vor constitui centrul de greutate al cercetării. Locul și rolul pericopei scolării picioarelor în Evanghelia după Ioan și 2, semnificația și funcția scolării picioarelor în comunitatea ioanină. Autorul argumentează pertinent pentru unitatea pasajului din Ioan 13:1-20, arătând că pericopa despre spălarea picioarelor ocupă o poziție strategică la începutul celei de-a doua părți a lucrării, așa numită Cartea Slavei, capitolele 13-21. Acest fapt pledează în favoarea unei legături a ceremoniei respective cu pătimirea lui Hristos și discursurile de rămas bun ca parte a pregătirii ucenicilor vis-a-vis de plecarea lui Hristos. Referitor la practica din comunitatea ioanină, autorul ajunge la concluzia că este foarte probabil ca spălarea picioarelor în comunitate să fi fost săvârșită ca rit religios, putându-se intui chiar o relație cu preocuparea comunității pentru problema păcatului după convertire, conform cu 1 Ioan. În vederea unei reconstituiri istorice privind credința și practica din comunitatea ioanină legate de spălarea picioarelor, lucrarea a fost îmbogățită prin înregistrarea unei largi colecții de citate în traducere despre spălarea picioarelor, preluate din textele anticilor. Este un demers util care permite conturarea unei perspective concludente asupra acestei practici în antichitate, când era apreciată ca o dovadă importantă de dedicare creștină. Considerând dovezile și argumentele prezentate, provocarea din finalul lucrării supune atenției necesitatea reevaluării problemei relevanței spălării picioarelor pentru biserica contemporană. În ce privește opiniile pastorilor, a celorlalți slujitori implicați în lucrare și a credincioșilor din bisericile penticostale, vă repet, am investigat bisericile din Alba, Mureș și Cluj,
Constatăm că există o variație evidentă a înțelegerii textului din Ioan 13, în mod specific, vis-a-vis de răspunsul la întrebare. A venit Hristos ca pe lângă lecția dată ucenicilor și semnificația actului în sine, spălarea picioarelor să devină un rit permanent al bisericii, alături de botez și cina Domnului? În general, credincioșii se situează pe una din cele trei poziții pe care le voi reda mai jos, cu interpretările, argumentele și practicile corespunzătoare. Prima poziție reprezintă opinia conform căreia spălarea picioarelor reprezintă un act de cult al bisericii instituit de Hristos, alături de botezul în apă și cina Domnului, pe care credincioșii ar trebui să-l practice periodic. De obicei se înfăptuiește cu ocazia cinei Domnului, când bărbații spală picioarele bărbaților, iar femeile spală picioarele femeilor, fie în spațiul destinat închinării publice, fie în camerele anexe ale bisericii. De asemenea, unele familii, prieteni între ei sau membri ai bisericii, se înțeleg împreună pentru a înfăptui ceremonia acasă la una din familii. Deși credincioșii sunt încurajați și îndemnați să înfăptuiască actul spălării, nimănui nu îi se cere socoteală de săvârșirea lui, motiv pentru care, foarte probabil, o parte din membrii bisericii participă rar sau deloc. Fundamentul biblic care motivează această poziție îl reprezintă 1. Exemplul personal al lui Hristos. 2. Afirmația lui Hristos privind datoria ucenicilor de a spăla reciproc picioarele, versetul 14. 3. Recomandarea lui Hristos pentru ucenici de a proceda în continuare potrivit modelului său, versetul 15. 4. Fericirea din versetul 17 și 5. Contextul sacramental al cinei Domnului în cadrul căruia se apreciază că a fost săvârșit actul spălării picioarelor. Pentru cei care preferă această poziție, este foarte ușor a se considera spălarea picioarelor un act de cult și un simbol permanent al bisericii alături de botez și cină. Argument din partea lor. Așa cum botezul indică spre realitatea regenerării, iertării, unirii cu Hristos și începutul noii vieți, iar cina indică spre semnificația morții sfârșitoare a lui Hristos și spre identificarea personală a credinciosului cu Hristos, tot astfel, spălarea picioarelor trimite la umilință, slujire în dragoste, împlinirea nevoilor credincioșilor și iertarea reciprocă. Vă citesc o opinie interesantă pe care am auzit-o la telefon, mi-a spus-o cineva, care sună în felul următor. Un argument. Dacă în eternitate vom afla că nu a fost necesar să practicăm spălarea picioarelor, noi nu am pierdut nimic în faptul că am practicat-o. Dacă însă vom afla că trebuia practicat acest act, atunci nu vom putea fi acuzați de neascultare. A doua poziție este mai nuanțată. Aici se situează cei care apreciază că este importantă practica spălării picioarelor, fiind considerată un act ce simbolizează asumarea umiliției și a slujirii celorlalți. Totuși, nu este considerat un act de cult obligatoriu pentru membrii bisericii, atât cei care practică, cât și cei care nu practică ceremonia ca atare, sunt însă datori să-i trăiască semnificația, împlinind realitatea exprimată de simbol. Ca urmare, în unele biserici, după cina Domnului, se anunță sau se știe că persoanele care doresc să înfăptuiască spălarea picioarelor pot să o facă în spațiul amenajat în acest scop, din încăperile anexe. Așa că unii rămân, iar alții pleacă, încredințările personale ale credincioșilor reflectându-se în mod evident în alegerea pe care o fac. Aici se mai poate face o observație. În timp ce unii credincioși aleg să înfăptuiască spălarea picioarelor de fiecare dată, când au ocazia, alții aleg să participe mai rar sau foarte rar. În alte adunări, spălarea picioarelor se face la biserică o dată pe an, în joia Paștelui, după participarea la cinii. Pot săvârși spălarea picioarelor și cei care nu s-au împărtășit din anumite motive, cu condiția să fie botezați în apă. În rest, odată pe lună după cina Domnului, credincioșilor li se amintește Ioan 13 și cei care doresc sunt încurajați să îndeplinească ritualul acasă, credincioșii invitându-i cu această ocazie pe alți confrați să-i viziteze în vederea spălării picioarelor. Deși este considerat de unii slujitori din aceste biserici act de cult,
totuși nu este obligatoriu, ci doar încurajat ca o dovadă de ascultare și de dedicare creștină. În orice caz, nu este un act de cult care să delimiteze într-un fel calitatea de membru sau de slujitor în biserică, lăsându-se credincioșilor libertatea deciziei săvârșirii. Cei care preferă o a treia poziție, înțeleg din perspectiva unei lecții practice despre adevărata umilință și slujire în dragoste, care împlinește nevoile celorlalți, lecție oferită prin propriul exemplu al lui Hristos. Ucenicilor li se cere să fie gata pentru a imita exemplul lui Hristos, îndeplinind acte ocazionale de slujire unii pentru alții. În contextul Orientului Mijlociu, asta implica în mod clar continuarea și îndeplinirea actului spălării picioarelor unii altora, ori de câte ori era nevoie. De asemenea, textul sugerează și o lecție spirituală pe care Petru nu a înțeles-o imediat. Ideea spălării ucenicilor de către Hristos însuși, adică spălarea păcatelor prin moartea sa ispășitoare, versetul 8, și ideea spălării de păcatul post-baptismal, versetul 10. Toate acestea pentru a avea parte cu el, potrivit versetului 8, partea a doua. De aceea, versetul 14, văzut în lumina interpretării versetului 10, a sugerat pentru ucenici un îndemn la iertare reciprocă. În consecință, în bisericile respective nu se practică spălarea picioarelor, deși nu este interzisă nimănui și nici nu este disprețuită. Se motivează că spălarea picioarelor ca atare avea cu adevărat o relevanță pentru atunci și acolo, relevanță care nu mai există pentru societățile moderne. Pe de altă parte, chiar dacă probabilitatea mare ca în comunitatea ioanină să se fie atribuit o valoare sacramentală spălării picioarelor, rămâne un fapt că în epistolele Noului Testament nu acordă spațiu acestui act, deși practica este trecută în lista calităților creștinilor cu adevărat văduve, 1 Timotei 5:10, dar numai ca dedicare și slujire, nu ca act de cult. Unii consideră că dacă spălarea picioarelor era să fie parte integrantă a participării la cina Domnului, cu siguranță ceilalți trei evangheliști nu ar fi omis-o, cu atât mai mult dacă era deja practicată de biserică la data redactării Evangheliilor Sinoptice. Foarte probabil, ucenicii au înțeles-o ca o lecție practică pe care au primit-o cu acea ocazie, pregătindu-i pentru slujirea care urma. În bisericile care se situează pe această poziție, se amintește sau se citește la cina Domnului textul din Ioan 13 și uneori, nu neapărat la cina Domnului, textul este predicat expozitiv, fiind explicate sensurile profunde. Umilința, dedicarea în slujire, dragostea, simbolul spălării de păcatele post-baptismale de către Hristos și astfel părtășea permanentă cu el, precum și datoria iertării credincioșilor între ei. Iată și câteva provocări legate de pozițiile de mai sus. Aceste diferențe de abordare nasc adesea polemici între credincioși, deși nu creează ziduri foarte evidente de despărțire. Ziduri de despărțire foarte evidente. Unele polemici sunt constructive, altele pun în evidență atitudini ostile, negative. Experiența demonstrează că sunt destui care practică actul spălării picioarelor selectiv sau preferențial, doar anumitor persoane, acelorași de fiecare dată, între prieteni, între rudenii. Întrebarea în acest caz este cât de mult mai reprezintă spălarea picioarelor ceea ce a făcut Hristos. Unii creștini înfăptuiesc ceremonialul, dar sunt departe de a-i trăi sensurile în experiența lor creștină. Pentru ei, spălarea picioarelor este un simplu ritual pe care îl îndeplinesc, fiind considerat o obligație religioasă. De aceea se pune întrebarea cât de mult reușește omul modern să înțeleagă și să practice spălarea picioarelor în spiritul în care se obișnuia această slujire în antichitate. Și o ultimă observație, nu există o reglementare în biserici care să pună sub semnul întrebării statutul de membru al bisericii sau drepturile de a participa la viața bisericii sau la slujire, plecând de la poziția personală a credincioșilor vis-a-vis de săvârșirea spălării picioarelor, ceea ce nu poate fi spus despre botez și cina Domnului. Acest lucru demonstrează că și acolo unde actul spălării picioarelor este considerat act de cult, practicarea nu poartă o notă de relativitate, ceea ce, din nou, nu întâlnim în cazul botezului și al cinei Domnului. Mulțumesc! Foarte interesantă această prezentare a pozițiilor păstorilor din zilele noastre.
eu am observat cum pozițiile lor oglindesc cele trei poziții de care vorbea celălalt coleg, al lui, poziția lui Bradin, Bodor, respectiv Bodolea. M-ar fi interesat, frate Mirel, dacă ai cumva o situație statistică, cât la sută din respondenți se încadrează la prima poziție, la a doua și la a treia. Ma. Eu n-am intervievat foarte mulți oameni din Bisteci, pe cei reprezentativi și care sunt prieteni și pe care îi cunosc acum, cum am întâlnit. Între aceștia, pozițiile sunt echilibrate. Am mai făcut o constatare. Bisericii care s-a practicat spălarea picioarelor până în urmă cu 10 ani, de fiecare dată la cina Domnului, a fost un moment zero în care s-a renunțat. Fără explicații, fără discuții, nimeni n-a întrebat de ce pur și simplu nu s-a mai practicat spălarea picioarelor. Într-o duminică, oamenii au venit la biserică, au participat la cina Domnului și au văzut că nu sunt în igiene, au plecat acasă fără să-și pună întrebarea de ce. Și s-a renunțat pur și simplu. Probabil că chestionar din acesta ar trebui dat multor păstori, cât o siguranță mulți, ca să putem cât de cât să ne creăm o părere despre pozițiile lor, deci procentual. Urmează acum Dr. Chris Thomas să ne prezinte poziția dânsului, o poziție evident biblică, pentru că dânsul este teolog biblic. Vreau mai întâi însă să-l prezint. Cred că este bine să știm cine ne face prezentarea înainte de a asculta această prezentare consistentă. Dr. John Christopher Thomas este Clarence J. Abbott, profesor la Seminarul Teologic Pentecostal din Cleveland. Și este profesor de studii biblice. Și a efectuat studiile la Lee College, a luat bachelor degree, apoi masterat a făcut la, tot la Cleveland, la școala unde predă acum, la Ashland Theological Seminary, un al doilea masterat, și al treilea masterat, TGM, care este primul an de doctorat, la Princeton Theological Seminary, iar doctoratul, PhD, l-a luat la Universitatea din Sheffield în 1990. Actualmente este profesor de studii biblice la Seminarul Teologic Pentecostal din Cleveland. Este profesor vizitator la instituții teologice de pe 4 continente. Este coordonator la doctorat la Universitatea Bangor din Marea Britanie, Universitatea din Bangor, și este păstor asociat la Woodward Avenue Church of God in Athens, în Atena americană, din statul Tennessee. Aparține la câteva societăți teologice, Societatea de Studii Pentecostale, a cărei președinte a fost în anii 97-98. Este membru al societății SNTS, Studiorum Novi Testamenti Societas. Este membru al societății Society of Biblical Literature. A publicat 6 cărți până acum. Nu le mai numesc. Evident, din ele face parte și această monografie pe studiul din Ioan 13. A scris o carte despre diavol, boli și eliberare, originea bolilor în gândirea Noului Testament. Are comentarii la Epistolele Ioanine, a scris o carte despre Duhul în Noul Testament, actualmente lucrează la un comentariu voluminos de 8-900 de pagini pe Apocalipsa și tot aici aș vrea să vă prezint faptul că este editor general la seria de comentarii pentecostale, în cadrul căruia și scrie comentariul pe Apocalipsa, se numește Pentecostal Commentary Series,
și este de asemenea, după cum bine știți, editor la Journal of Pentecostal Theology, dar și editor la seria suplimentară, seria de pe lângă acest jurnal, care publică monografii ale teologilor pentecostale. A publicat 50 de studii, de articole în reviste prestigioase din Statele Unite și de pe alte continente, dintre care amintim New Testament Studies, Novum Testamentum, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, Journal for the Study of New Testament și, evident, Journal of Pentecostal Theology. A făcut recenzii la vreo 10 cărți în domeniul Noului Testament și a prezentat o sumedenie de studii la simpozioane și conferințe. Prestigiul profesional i-a fost recunoscut prin faptul că pentru activitatea didactică și publicistică a primit mai multe distincții din partea unor instituții de învățământ teologic și din partea confesiunii Church of God. Este ales pe piață, nu pot să spun, șeful catedrei, sau, deci a primit acest titlu de profesor Clarence J. Abbott, și acest titlu este un titlu pe viață care rămâne. Nu este ceva comparabil. Am avut o discuție la masa de prânz. Nu avem așa ceva în limba română ca un profesor de marcă să primească sau postul lui să fie denumit. Să fie denumit după numele unui teolog sau unui lider creștin de marcă și aceasta să-și păstreze titlul acesta care este mai mult decât onorific. Este, de fapt, un titlu care arată prestigiul cadrului didactic respectiv. În cele din urmă este căsătorit cu Barbara. Deci este ultima informație pe care vreau să spun. Și are două fiice, Paige și Lori. Paige a absolvit un institut de inginerie spațială și lucrează în Washington DC, proiecte cu NASA. De Paige am cunoscut-o, pe Lori nu am cunoscut-o. Is Lori still in school? Finishing a master's in communications at UT. Deci un masterat în comunicare finalizează acum. Dr. Thomas, it's our honor to have you today here. Please come and give us a good presentation of your opinion or your position on the food washing. How delighted I am for this evening. I consider it a real honor and joy to be here tonight. And am affirmed by the celebration of this, the appearance of this book in Romanian. Affirmed. Mă simt onorat de publicarea acestei cărți și binecuvântat de publicarea acestei cărți în limba română. It is a real blessing for me. Este o adevărată binecuvântare pentru mine. I appreciate the invitation of the president to come to the school here in Romania. Apreciez invitația pe care am făcut-o președintele școlii de a veni aici în România. John Tipei is a person that I admire greatly. Frate Tipei este o persoană pe care o admir în mod deosebit.
And am thankful for his life and what he has done here for the Lord. Sunt recunoscător pentru omul care și-a pus viața la dispoziție și pentru ce a făcut pentru Domnul. And I appreciate the warm hospitality of the rector. Apreciez de asemenea ospitalitatea și căldura pe care mi-a arătat fratele rector. Brother Corneliu Constantinano. We are getting to know one another very well, and we thank God for this opportunity. Am ajuns să ne cunoaștem mai bine și mulțumesc lui Dumnezeu și pentru această oportunitate. It doesn't take very long to get to know this brother. Durează foarte mult să ajung să-l cunoști pe fratele Corneliu. He talks so fast. Vorbește atât de repede. I get tired hearing him talk. And it's been good to meet the translator of my book. M-am bucurat să-l întâlnesc de asemenea și pe traducătorul cărții mele. Brother Emmanuel. Fratele Emmanuel. Consac. I appreciate all of his hard work. Apreciez munca lui intensă. And appreciate the publisher being here, Brother Florin. Și apreciez de asemenea prezența editorului, directorului editurii, fratele Florin Ile. And very excited about the future. Sunt încântat de perspectivele care se anunță. Now, before I talk about my work, înainte de a vorbi despre această carte, let me just say a few things about these two very helpful presentations tonight. Am vrut să comentez puțin aceste două prezentări extrem de utile care au fost făcute. First, the presentation by Brother Ciprian Balaban. I really appreciated this presentation. Over the years, I've taught a seminar on foot washing at the seminary. And I've had several Romanian students in the seminar. Și am avut mai mulți studenți români în acest seminar. Who, as their course project, would translate various pieces from Romanian on foot washing into English. Care, ca parte a cerințelor de seminar, traduceau din limba română în engleză diferite articole despre spălarea picioarelor. And I would be very happy to have a copy of your presentation whenever you feel so inclined. Și aș fi bucuros să am și o copie a materialului pe care l-ați prezentat, dacă îmi puteți pune la dispoziție. I suppose that I was struck by some of the sophistication of the argument. Am fost destul de surprins de sofisticarea unora dintre argumentele prezentate. The way in which the evidence was drawn from John 13 and 1 Timothy 5:10. De modul în care s-au extras anumite dovezi sau argumente din Ioan 13 sau Timotei. The sensitivity with which questions were responded to about the practice of foot washing. Și despre sensibilitatea și discernământul cu care s-a răspuns la întrebările cu privire la spălarea picioarelor. And not terribly surprised to find the same kind of arguments against the practice of foot washing. Pe de altă parte, n-am fost deloc surprins să găsesc că se descoperă același fel de argumente împotriva spălării picioarelor. And the same kind of, if I could say it this way, the same kind of ignorance on the part of some who made these claims. Și, din păcate, și nici de ignoranța unora dintre cei care au afirmat anumite lucruri. I don't mean to say that uncharitably. Nu vreau să sune dur sau lipsit de înțelegere. But over the years, I've worked more on foot washing and the history of foot washing. Am studiat de-a lungul anilor această problemă a spălării picioarelor și istoria interpretării ei. I contributed an article to a German dictionary. Am trebuit la un moment dat să scriu un articol pentru un dicționar german. On the practice of foot washing in Western Christianity. Despre practica spălării picioarelor în creștinismul apusean. And discovered that there was not a century in which Christians were not practicing foot washing. Și am descoperit că n-a existat niciun secol în care creștinii să nu fi practicat spălarea picioarelor. And in fact, the Anabaptists
severely critiqued the reformers for not practicing foot washing. De pildă, anabaptiștii îi critică vehement pe reformatorii magisteriali că nu practică spălarea picioarelor. Numbers of Roman Catholics, Moravians, Adventists. Romano-catolici, moravieni, adventiști. Primitive Baptists. Free will Baptists, sorry. O anumită grupare baptistă, cei care susțin liberul arbitru. All are foot washers. Toți practică spălarea picioarelor. In fact, one dissertation written in the 70s există o teză de doctorat scrisă în anii 70 suggested that there were over 200 different groups in the United States alone that practiced foot washing. Sugera că există 200 de grupări creștine numai în Statele Unite care practicau spălarea picioarelor. And unfortunately, one of these writers that Brother Chytrian cites is wrong about foot washing in the Pentecostal revival. De fapt, unul dintre acești scriitori pe care a citat fratele Ciprian Bălăvan greșește atunci când face afirmația în legătură cu trezirea de la Pentecostală. Not only was it practiced at Azusa Street. A fost practicată, de exemplu, mișcarea de la Azusa, de strada Azusa. There's a lead article on the practice of foot washing at Azusa Street. Un articol important care a fost scris de cineva din mișcarea de la Azusa. The Church of God in Christ practiced foot washing from the beginning. Apoi denominațiunea Church of Christ in Church of God in Christ a practicat de la bun început această The Church of God practiced foot washing from the beginning. Biserica lui Dumnezeu, Church of God, a practicat-o de asemenea de la început. The Pentecostal Holiness Church left it up to individual conscience. În mișcarea Holiness i-a fost lăsată la latitudinea individului sau conștiinței sale. And there's even some evidence of foot washing within the Assemblies of God. Și există niște dovezi că s-a practicat în cadrul Assemblies of God. So as you can tell, your presentation după cum ați putut vedea, deci, prezentarea brought out a great response in me. M-a făcut să mă iau atitudine mai extins, mai clar. And it's very good to have your work on that. Și ne bucurăm că avem parte de această cercetare. Now, the other presentation by Mirel. Yes? Yes. Cealaltă prezentare a fratelui Mirel Neamțu. It's also a fascinating presentation. A fost foarte interesantă. Especially the part where he really bragged on my work. But I think practical theology explorations of foot washing are very helpful indeed. And the attitudes and convictions that are revealed in such examinations are helpful as we continue to construct and practice theology. Sunt utile pentru noi cei care încercăm să construim și să practicăm teologia. As I will remind my good friend William Kay. Așa cum îi reamintesc uneori bunului meu prieten William Kay, who does practical theology for a living. Care se ocupă cu teologia practică. Practical theology helps us to know kind of the lay of the land, as it were. Practical theology helps us know how people are actually believing and functioning in the local church. Teologia practică ne ajută să vedem cum trăiesc oamenii și de fapt cum practică ei teologia biserică. But the theologian also has the task of helping the church correct its practice in theology. Să ajute biserica să-și corecteze practica teologică. And I can tell some of that struggle. Și aici vă pot împărtăși câte ceva din lupta mea de a corecta practica. In the evidence that you've uncovered. În
cel puțin cu privire la anumite dovezi pe care le-ați descoperit. And I'm appreciative of that. Și vă mulțumesc mult pentru acesta. And would be happy to have a copy of your work. M-aș bucura de asemenea să am un exemplar din literatura. Next week, I will start the foot washing course yet again. And I feel certain there will be a Romanian or two in the class. Now, as to my own work on foot washing. I grew up in the Church of God. Am crescut în Church of God, în Biserica lui Dumnezeu. Participated in many foot washing services. Am participat la multe servicii de spălare a picioarelor. Often had no idea what was going on. Adesea, când eram la început, nu prea îmi dădeam seama ce se întâmplă. I would ask my father, what does this mean? Întrebam pe tatăl meu, ce înseamnă această practică? And he would say, well, this is how we show we're humble. Și el îmi spunea, așa arătăm noi că suntem smeriți. Only later doar mai târziu, did I realize that if we showed our humility, we had lost our humility. Am înțeles că dacă ne arătăm smerenia, de fapt am pierdut-o. The real deep explanations of foot washing explicația mai profundă a spălării picioarelor were that it was serving one another in the Lord. Era că aceasta constituie un fel de a ne sluji unul altuia în Domnul. Now, when I went to Princeton Seminary, când am mers la seminarul teologic din Princeton, I made a list of all the things I wanted to study. Mi-am făcut o listă cu toate lucrurile, subiectele pe care vreau să le studiez. Spirit baptism was on the list. Botezul cu Duhul Sfânt era pe listă. Sanctification was on the list. Sfințirea. The Epistle of Jude was on the list. Epistola lui Iuda era pe acea listă. And foot washing was on the și list. Și spălarea picioarelor. Because what I began to discern as I continued my theological education. Pentru că ce am început să observ, să constat pe măsură ce continuam educația teologică. Was that Pentecostals might not always understand what they're doing. Era că pentecostalii nu înțeleg întotdeauna ceea ce practică. But Pentecostals usually did what they should be doing. Dar de obicei făceau ceea ce trebuia făcut. And that there were deeper theological roots than we were aware. Și erau adesea rădăcini teologice mai profunde decât puteam să conștientizăm. And I have to say that after a number of years, și după câțiva ani, I continue to see that to be true. Am continuat să constat că acest lucru este adevărat. Pentecostals, it seemed to me, had good instincts. Cu alte cuvinte, pentecostalii aveau instincte bune. It's not that we were always right. Nu că întotdeauna aveam dreptate. But we had good instincts about what we should be doing. Dar erau niște instincte corecte cu privire la ce trebuia făcut. If the Bible said to do something, we tried to do that. Dacă Biblia spunea că ceva trebuie făcut, încercam să împlinim. Whether we understood that or not. Fie că înțelegeam sau nu lucrul respectiv. And foot washing was one of those things. Și spălarea picioarelor era unul dintre aceste aspecte. So I set out to try to find out what this meant. De aceea am încercat să descoper ce înseamnă acest gest. And I at that time did not have any ministry credentials with the church. În acea perioadă că nu eram slujitor ordinat în biserică. And I didn't take credentials till I knew where I was going on this topic. Și nu am fost ordinat până când am știut încotro mă îndrept, de fapt, în privința acestui subiect. Because I wanted to be able to be faithful to those vows that I would take. Pentru că voiam să fiu credincios promisiunilor sau angajamentelor solemne pe care le-aș fi făcut. So in this book, this lovely book, if everyone had a copy, we would have a wave offering. there are several chapters. Există câteva capitole. In the first chapter, I try to survey interpretations of foot washing. În primul capitol am încercat să evaluez interpretările care au fost propuse cu privire la spălarea picioarelor. In particular, I look at ways in which scholars have tried to explain the interpretation.
Și am analizat modul în care cercetătorii explică spălarea picioarelor. And what I found was that research on foot washing was a bit like an archaeological site. Și am descoperit că cercetarea privind la spălarea picioarelor e ca un sit arheologic. Where people would see one part of what was emerging. Unde oamenii văd doar o parte din ceea ce iese la suprafață. And they would think the whole thing looked like that one part. Și își imaginează că întregul ansamblu arhitectonic arată după ceea ce văd ei. So if they saw humility, dacă văd, de exemplu, smerenie, that's all there was to it. Atunci imaginează că doar smerenia epuizează conținutul. If they saw service, dacă văd ideea de slujire, that was the meaning of foot washing. Atunci se gândesc că asta înseamnă spălarea picioarelor. But some were able to see even deeper. Însă unii cercetători au văzut mai profund. And see that there was a lot of cleansing language in John 13. Și au observat că există un limbaj cu privire la curățire în Ioan 13. But of course some reformed theologians, unii teologi reformați, who realized that foot washing was tied to cleansing from sin, care au realizat că spălarea picioarelor e pusă în legătură cu curățirea de păcate, was to be repeated in the church, și că este menită să fie repetată în biserică, concluded that this had to be a symbol of the Eucharist. Au ajuns la concluzia că neapărat trebuie să fie vorba de un simbol al Euharistiei, al cinei Domnului. They were unable to conceive that foot washing might function in those ways on its own. Nu au putut concepe că spălarea picioarelor poate funcționa ca un act de sine stătător. In the second chapter, al doilea capitol, I seek to establish the original Greek text. Este dedicat încercării de a stabili textul grecesc original. For in John 13:10, there's a question as to whether the phrase "except the feet" belong in the original text. Se pune problema dacă secvența decât picioare sau numai picioarele trebuie să existe în textul grecesc. And so the question is, does the text read in one of two ways? Se pune problema cum citim textul, din cele două variante posibile. Does it read, the one who has bathed has no need to wash, but is wholly clean? Cel care s-a scăldat nu are trebuință să se spere, or, și este complet curat. Or does it read, the one who is bathed has no need to wash, except the feet? Sau cel care s-a scăldat nu are trebuință să-și spele decât picioarele. And so there, I try to settle that issue as much as possible and argue for the inclusion of that phrase. Am încercat să rezolv această problemă și am pledat pentru includerea acestei secvențe, nu trebuie să spele decât picioarele, ca să fie curată. Now in the third chapter, I examined foot washing in Greco-Roman and Jewish antiquity. În capitolul 3 am analizat spălarea picioarelor în antichitatea greco-romană. Sometimes in studies on foot washing, scholars would take one example from antiquity and say that's what John 13 must mean. Unii cercetători iau un singur exemplu din antichitate și apoi spun, iată ce vrea să spună de fapt Ioan prin spălarea picioarelor. But I wanted to not only survey the practice, but offer the specific texts from which comment on foot washing. Am vrut nu doar să evaluez exemplele, ci să le și comentez. In addition to texts, I looked at artistic depictions. M-am uitat de asemenea la reprezentările artistice. Scenes of foot washings being performed. Scene care reprezintă spălarea picioarelor. And it was at that point that I then was able to turn to the text of John 13. Și după această cercetare am putut să revin la textul din Ioan 13. One of the most significant things is the way in which this passage stands at the beginning of the Book of Glory. Și am realizat că acest pasaj stă la începutul cărții slavei sau proslăvirii. In fact, it stands in what we could call the shadow of the cross.
stă, dacă putem spune așa, la umbra crucii sau în umbra crucii. And Jesus begins to prepare his disciples for his departure. Iisus începe să-i pregătească pe ucenici pentru plecarea sa. He loved them until the end. Mi se spune că i-a iubit până la cruce. The Greek words eis telos. Cuvântul grecesc eis telos can mean completely or until the end. Poate însemna în mod complet sau până la sfârșit. And so he's loved them, he's loved his own until the end. I-a iubit pe ai săi până la sfârșit. And now he prepares them for his departure. Și acum îi pregătește pentru plecarea sa. Now we know the text pretty good, I imagine. Imaginez că știm bine textul. I was struck by a number of things. M-au surprins câteva lucruri. One was how Jesus not only took the role of a servant, but was dressed like a servant. Unul este că Iisus n-a luat doar rolul de slujitor, ci s-a îmbrăcat ca slujitor. He laid aside his garments. Și-a lăsat deoparte hainele. In the depictions of servants who practice foot washing in Greco-Roman art. Aceasta seamănă cu ceea ce întâlnim în reprezentările artistice cu privire la spălarea picioarelor în lumea greco-romană. You would see slaves who were wearing nothing but a loincloth. Se văd sclavi care nu poartă altceva decât un ștergar în jurul râului. And when Jesus lays aside his garments, atunci când Iisus își leapă de hainele, he looks like a slave. Arată ca un sclav, practic. But another thing I noticed was that he interrupts the meal to do the foot washing. Un alt lucru surprinzător este că întrerupe masa pentru a întreprinde această acțiune. Foot washings for hospitality were always performed when the person arrived in the home. Spălarea picioarelor ca gest de ospitalitate se practica atunci când o persoană sosea într-o anumită locuință. They were not performed during the meal or after the meal. Nu era practicată după masă, în timpul mesei sau după masă. And so the location of the foot washing struck me as odd. De aceea plasarea ei m-a surprins. Then of course is this dialogue with Peter. De asemenea, dialogul cu Petru, Jesus is washing the feet of the disciples and he comes to Peter. Iisus spală picioarele ucenicilor și apoi vine la Petru. And Peter, Peter refuses the foot washing. Iar Petru refuză acest gest. He says, I'll try to bring out the emphasis of the Greek text. Voi încerca să redau accentele din textul grecesc. He says in verse 6, Lord, el spune, Doamne, you, tu, my, ale mele, feet are going to wash, picioarele, ale mele, picioare să le speli. All that contrast at the beginning of the verse. Există un contrast în privința începutului acestui verset. Part of what Peter is responding to, practic, Petru răspunde, is that there is no example in antiquity. La faptul că nu există niciun exemplu în antichitate. Chapter 3. Vedeți capitolul 3. Where someone of a superior social status, în care cineva cu un statut social superior, voluntarily washes the feet of a subordinate. Să spele în mod voluntar picioarele unui subordonat care este inferior. It's just not done. Nu se practica așa ceva. Now, I never understood that. N-am înțeles acest lucru. Until I went to Korea. Până când am mers în Coreea. And when I was in Korea, când am vizitat Coreea de Sud, I was teaching there. I was assigned someone to drive me around. Mi s-a repartizat o persoană care să mă ducă cu mașina. His name was Brother Lee. Fratele Lee. And I noticed that Brother Lee would never walk alongside me. Și am observat că fratele Lee nu mergea niciodată la același rând cu mine. And if he took me to eat, he wouldn't sit at the same table. Dacă mă ducea să mănânc, nu s-a așezat niciodată la aceeași masă cu mine. And he wanted me to sit in the right-hand back seat. Îmi spunea să stau întotdeauna în locul din dreapta, în spate. Well, of course, I'm an American. Eu sunt american, bineînțeles.
I know everything. I'm going to liberate this brother. I'm going to liberate him. Voiam, mi-am propus să-l eliberez cumva de aceste concepții. So I sat in the front seat. Așa cum m-am așezat în dreapta. When he would slow down, I would slow down to walk next to him. Atunci când el încetineam și eu ca să merg lângă el. We would go to the dinner table and I would sit with him. Mergeam la masă și mă așezam lângă el. And he was humiliated. Și el s-a simțit umilit. Because it wasn't his place. Pentru că el știa că nu e locul lui acolo. And that's what Peter said. Și asta spune de fapt și Petru. This is not done. Că așa ceva nu se face. This is embarrassing to me. Pentru că mă pune într-o situație penibilă. Because you're not supposed to do this. Pentru că nu se cuvine ca tu să faci așa ceva. Jesus tries to help Peter. Iisus încearcă să-l ajute pe Petru, indicating that he would not understand these things till after these things, after the resurrection. Și îi spune că nu va înțelege ceea ce se întâmplă decât după înviere. But Peter uses the strongest possible language to say no to Jesus. Iar Iisus folosește cel mai puternic limbaj pentru a-i spune nu lui Iisus. He uses a Greek formula that basically says you will never ever wash my feet forever. E ca și când i-ar spune niciodată în vecii vecilor nu o să îmi speli picioarele. That same formula has been used earlier in the gospel. Acea secvență sau mod de a vorbi a fost folosită mai devreme în Evanghelie. I'll give you one example. Și vă pot da un exemplu. Jesus says to the Samaritan woman. Iisus îi spune femeii samaritene. The one who drinks of this water will never ever thirst again. Cine bea din această apă nu va mai seta niciodată. And then it dawned on me. Și apoi am avut așa o scripire. Peter uses the same formula to refuse the foot washing. Că Petru folosește aceeași formulă pentru a respinge spălarea picioarelor. As Jesus has used to offer eternal life. Aceeași formulă folosită de Iisus atunci când oferă viața veșnică. And Jesus gives him that very stern warning. De aceea Iisus îi dă practic un avertisment foarte apăsat. If I do not wash you, you have no meros with me. Dacă nu îți spăl picioarele, nu ai meros, nu ai parte cu mine. The word meros means share or part or portion. Cuvântul meros înseamnă parte sau o porție sau it's the same word that's used in the passage that says all liars will have their meros in the lake of fire. E folosit în același pasaj în care se spune că toți mincinoșii vor avea ca meros lacul de foc, asta e partea lor. A passage my mom would always quote to my brother and I that he was honest. Un pasaj pe care mama mea mi-l cita mie și fratelui meu mereu ca să ne facă să nu mințim. Peter's reception of the foot washing, Peter's eternal destiny was contingent on this foot washing. Destinul etern al lui Petru este cumva pus în legătură cu spălarea picioarelor. And Peter still tries to control the scene. Dar vedem pe Petru încercând să controleze cumva scena. He says not just my feet but my hands and head as well. El spune nu doar picioarele ci și mâinile și capul. But Jesus in verse 10 explains the foot washing as clearly as we get it. Iar versetul 10 Iisus explică spălarea picioarelor cât de clar se poate. The one who has bathed. Cel care s-a scăldat. The word luo. Este verbul luo. Appears in the perfect tense. Apare la timpul perfect. Which means the one who has taken a bath in the past. Înseamnă cel care a făcut deja o baie. Deci în trecut, has no need to take another bath. Nu mai are nevoie de încă una. Has no need to wash the hands or the head. Has no need to wash the hands or the head. Nu are nevoie să-și mai spele mâinile sau capul. Only the feet must be washed. Numai picioarele trebuie spălate. Jesus takes this practice in antiquity.
Iisus folosește această practică din antichitate. When you are invited to a home, atunci când ești invitat într-o casă, to eat dinner, să iei cina, you bathe at home, te speli acasă. When you get to the house, completă, you are offered water to wash your feet. Când ajungi la casa gazdei, se oferă apă să speli picioarele. Because that's the only part of your body that's collected dirt on the way. Aceea e singura parte a trupului care a adunat mizerie. Jesus takes this and transforms this sign into a spiritual rite. Iisus folosește acest obicei și îi dă o transformă, de fapt, într-un rit spiritual. Whatever language you're comfortable with. Indiferent care este limbajul cu care vă simțiți confortabil. A sacrament. Sacrament. An ordinance. O poruncă. A rite. Un rit. This is one of them. Acesta este unul dintre termenii care familiar folosiți. And then not only does Jesus tell us the spiritual significance of foot washing. Iisus nu ne spune doar semnificația spirituală a spălării picioarelor, but that we are obligated to wash one another's feet. Ci și că suntem obligați să ne spălăm picioarele unii altora. In fact, he uses the word obligation in verse 14. De fapt folosește verbul verb care sună obligație. And he, versetul 14. And he uses the word hypodegma. Și apoi termenul hypodegma, which can simply be example, care poate să însemne exemplu, but is also used as the diagrams in Greek medical manuals for how to do surgery. You do it just exactly this way. E folosit uneori și pentru o diagramă din tratatele medicale care vorbesc despre operații și unde se spune că trebuie să faci exact după modelul arătat. And then he says, you should do just as I have done to you. Apoi spune, trebuie să faceți exact cum am făcut eu. Now there is so much significance in this text that I can't get to. Există o semnificație atât de bogată în acest text. But it was significant to me how this foot washing was not magic. Însă pentru mine a devenit semnificativă ideea că această spălare a picioarelor nu este ceva magic. It wasn't mechanical. Nu a fost ceva mecanic. Because Judas is right there. Pentru că și Iuda este între cei prezenți. Having his feet washed. Și el și lui se spală picioarele. But the washing itself did not make him clean. Iar spălarea picioarelor însă, luată în sine, nu l-a făcut curat. It is a sign that must be appropriated in faith. Este un semn care trebuie cumva asumat, sușit prin credință. Well, it seems to me, and I argue this in chapter 4, it seems to me that foot washing in the narrative of John was to be practiced by the disciples. În capitolul 4 am arătat că că spălarea picioarelor trebuia să fie practicată de ucenici. And so in chapter 5, capitolul 5, I try to determine whether there are any actual readers in the church of God, in the church, the early church, that take these commands literally. Am încercat să văd dacă au existat în perioada bisericii primare cititori care au luat această poruncă și în sens literal. And what I found was, și ceea ce am descoperit, that most everybody that knew John, that knew this account, am descoperit că toți cei care au știut despre această relatare, took these commands literally. Au luat această poruncă în sens literal. And that was my hunch. That was my suspicion. Aceasta era de fapt bămiala mea. That the readers would take these commands literally. Că cititorii au luat această poruncă în sens literal. But nobody was thinking about that. Însă nimeni nu s-a gândit la acest aspect. Raymond Brown's major commentary on John doesn't speculate about it. Există un comentariu imens scris de un catolic, Raymond Brown, care nu face nicio observație în legătură cu acest aspect. Rudolf Schnakenberg's 4-volume commentary on John's Gospel există does not speculate about it. Există un comentariu în 4 volume al lui Rudolf Schnakenberg, care nu pomenește nimic despre acest aspect. But the evidence in the early church shows that they were inclined to take this literally. Dar dovezile din biserica primară arată că oamenii erau predispuși să ia această poruncă în sens literal.
And more than that, the idea that foot washing was connected to cleansing was present in a number of the interpretations of foot washing. Și ideea că spălarea picioarelor este legată de curățire a fost prezentă în unele dintre interpretările timpurii. And so, those were my discoveries. Acestea au fost, pe scurt, descoperirile mele. And I hope that those of you that are interested in reading the book will find some help in the book. Și sper că cei care veți fi interesați de carte vreți să descoperi și alte lucruri. And I'm very glad to hear from any of you with observations or responses or questions. M-aș bucura să am parte de întrebări sau de reacții, de observații. A long time ago, I gave up the idea cu mult timp în urmă am renunțat la ideea that I could ever be right in all that I tried. Că pot să am dreptate în tot ceea ce încerc. The theological task is too vast for any one of us. Această sarcină teologică este mult prea vastă pentru oricare dintre noi. And we need each other as we make our way. Și avem nevoie unii de ceilalți pe măsură ce mergem pe acest drum. So thanks again for this night. Mulțumesc încă o dată pentru această seară. Încercăm să ne încadrăm în 10-15 minute cu întrebări și răspunsuri către și de la toți cei trei colegi de-ai noștri care au prezentat. Probabil că majoritatea întrebărilor se vor îndrepta către profesorul Thomas, care a avut și cea mai consistentă întrebare. Deci eu stau aici în picioare ca să moderez și ca să pun și frână atunci când trebuie. După această scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri, intrăm în partea a doua, lansarea cărții. Cine are o întrebare? Alin. Am o întrebare pentru fratele Cristomas. S-a vorbit despre comunitatea Ioanină, cum se practică și cum s-a practicat. Întrebarea mea este dacă s-a făcut și în alte comunități spălarea Paulină sau Petrină sau alte locuri. Yeah, it's a great question. Întrebare bună. And it raises a methodological question. Și de fapt ridică o ține de metodologie. A lot of people start with all the places foot washing is absent. Unii oameni încep cu acele locuri în care spălarea picioarelor este absentă. But I felt that was a wrong way of coming at the issue. Dar cred că este o abordare greșită a problemei, a chestiunii. And so I tried to be faithful to the evidence. Am încercat să fiu corect față de dovezi. And it was one of the reasons I was impressed with one of the things Cyprian pointed out was how that 1 Timothy 5:10 seems to me to figure in here. De pildă, acel text din 1 Timotei despre văduve menționat și de fratele Ciprian ar părea că se potrivește aici. It's not just hospitality. Nu e vorba acolo doar de ospitalitate. Hospitality has been mentioned. Pentru că ospitalitatea a fost deja menționată. In 1 Timothy 5:10. În 1 Timotei 5:10. It's a distinctively Christian act. You're washing the feet of the saints. Este un act distinct, un act creștin, în mod distinct, a spăla picioarele sfinților. And so I think that there's a little evidence. Există, deci, o mică dovadă. That this is practiced in the Pauline community. Că aceasta era o practică în comunitățile pauline. And I think we have to be careful about our conclusions sometimes. Dar cred că trebuie să fim atenți cu concluziile noastre. Because as Gordon Fee has pointed out, pentru că așa cum și Gordon Fee a arătat, if it weren't for the problems in Corinth, dacă nu erau problemele din Corint, we wouldn't know whether Paul's community practiced the Eucharist or not. N-am fi știut dacă membrii comunităților pauline practicau sau nu Eucharistia. Now that's an argument from silence. E un argument din tăcere. Aside from
from 1 Timothy. În afară de 1 Timotei. And arguments from silence are notoriously suspect. Iar aceste argumente din tăcere, anume că nu avem alte cazuri, sunt în comunitățile pauline, sunt dubioase. But here's how I think of all that. Iată cum gândesc problema. If the metaphor, and we've talked about this, the metaphor I use for scripture, metafora pe care o folosesc cu privire la scriptură, is the black gospel choir metaphor. Este că scriptura e ca un cor de gospel, un cor de negri care cântă gospel. Where you have a lot of dissonance as well as unity. Unde ai unitate, dar și disonanțe. Now when we get that choir together, atunci când adunăm acest cor, the Johannine voice on this issue is very loud. Vocea ioanină din acest cor este foarte puternică. And the Johannine voice wins the day on the Christological issues. Și vocea ioanină, de pildă, are, să zic așa, capătă, este importantă sau câștigă în privința subiectelor cristologice. In the prologue, for example. Prolog, de pildă, e foarte important ce spune. And so when I put that choir together, I hear that Johannine voice very, very loudly. Când adun acest cor, aud vocea ioanină foarte puternic. And so for me, it's never an issue of, well, is it just in the Bible one time? Deci, n-aș spune, până apare în Biblie o singură dată. I mean, how many times does it take? De câte ori ar trebui să apară? You know, and if Jesus had wanted us to wash one another's feet, și dacă Iisus ar fi vrut ca noi să practicăm spălarea picioarelor unii altora, what else could he say to get his point across? Ce altceva ar putut spune ca să se facă înțeles? I mean, I really mean this. I mean the feet. Mă refer la picioare. I mean, the commands are stronger than the commands to practice baptism. Porunca e mai puternică decât poruncile care privesc botezul. They're stronger than the commands for the Eucharist. Sunt mai puternice chiar decât porunca privind Euharistia. I mean, he says, do this in remembrance of me. El spune, faceți aceasta în amintirea mea. That's what he said about foot washing. People would be saying, oh, he doesn't really mean for you to do that. Dacă ar fi spus așa, dacă ar fi folosit acest limbaj pentru spălarea picioarelor, oamenii ar fi spus, ah, nu vrea de fapt ca eu să practic așa ceva. Well, too long of an answer for a very direct question. Sorry. E un răspuns cam întins pentru o întrebare foarte directă. Altă întrebare? Întrebarea mea o să fie din partea unui baptist. Good. Free will baptist? Independent. Okay. Și aș începe cu observații. Ioan preferă să nu prezinte botezul Domnului în mod direct, ci prezinte prin mărturia lui Ioan Botezătorul. Semnificația cine sau Euharistie este plasată în capitolul 6, în contextul înmulțirii pâinilor. Deci e clar că în aceste două cazuri Ioan nu vrea să stabilească o normă pentru biserică, pentru că deja fusese stabilită, probabil, de celelalte evanghelie și de apostoli. Crezi că în mod intenționat a vrut să pună un accent foarte mare pe practicarea spălării picioarelor? Sau pe semnificația, să spun, mai ascunsă a evenimentului, care făcea referire evident la moartea Domnului Iisus Hristos. Și având în vedere episodul special cu Petru, și remarca că înțelegem mai târziu lucrul acesta, are de-a face cumva cu sfârșitul Evangheliei, când lui Petru îi se arată că va sfârși printr-o moarte de martir, asemănătoare Domnului Iisus Hristos. Oh, those are all great questions. Sunt întrebări foarte bune. Can you answer those, John? Well, those are very helpful observations. Observații foarte utile.
What has struck me about John's Gospel is that there's more on baptism in John's Gospel than the other than the Synoptics. You know that Jesus and or his disciples are actually baptizing during his ministry. And so I think that that's pretty good evidence that baptism is going on in the community. And so I might differ a little in saying John's indirect way of talking about Jesus' baptism is a sign that baptism is being downplayed. N-aș spune că botezul, pentru că e prezentat indirect, maybe being downplayed. N-aș spune că este cumva botezul trecut în plan secund prin faptul că e prezentat indirect, botezul lui Iisus. Chapter 6, in capitolul 6, I'm convinced is talking about the Eucharist. Sunt convins că vorbește despre Euharistie. In such graphic language, într-un limbaj destul de dur, that it's hard for me to read that as a de-emphasis of the Lord's Supper. Încât mi-ar fi greu să cred că acolo este un fel de atenuare sau o trecere în plan secund a Euharistiei. I mean, it seems to me that that's very good evidence that this is being practiced in the community. Consider că acesta este un semn, sunt dovezi că Euharistia e practicată în comunitate. And of course, 6 is probably, you know, this is the theological reality of that. Și capitolul 6 ne spune cu alte cuvinte, aceasta este realitatea teologică a actului. But the rest of the question, dar cealaltă parte a întrebării, people have often wondered, is John trying to make a statement by putting foot washing in the place that normally is given to the institution of the Lord's Supper? Unii cercetători s-au întrebat, vrea Ioan să ne spună ceva prin faptul că pune spălarea picioarelor în locul acela care de obicei a rezervat cinei Domnului. And where I've come out on that, și cum am, la ce concluzie am ajuns în această privință, is I think that its placement helps us with any sort of tendencies toward magical or mechanical interpretations. Cred că această poziție a spălării picioarelor e menită să ne ajute să evităm concepția magică cu privire la sacramente sau la I don't think it is a polemic. Nu consider că avem de-a face cu o polemică a lui Ioan. Because starting as a sort of a narrative critic, pentru că pornind din perspectiva unui critic narrativ, I'm not reading John in the light of the Synoptics. Nu îl citesc pe Ioan în lumina sinopticilor. It's a bit like saying, well, why is the cleansing of the temple earlier? Why did the Synoptics not tell us about Lazarus? Nu mă întreb de ce e curățirea templului așezată mai devreme sau de ce nu ne spun sinopticii nimic despre Lazar. And so for me, those would be more implicit kind of questions. Mi se pare întrebări mai implicite. I think there's good evidence that baptism is being practiced. I think there's good evidence that foot washing is being practiced. And I think the chapter 6 helps us with the Eucharist. Cred că există dovezi clare sau puternice că botezul se practica și de asemenea că spălarea picioarelor era practicată, iar capitolul 6 ne ajută mult în privința Euharistiei. And so some of that in the question may be kind of just semantics or how we prefer to state that evidence. Cred că, bineînțeles, e o chestiune și de cum alegem să exprimăm aceste lucruri de semantică. Thanks. Ce am vrut eu să scot în evidență ca și întrebare, nu am negat importanța cinei sau botezului, din potriva asta am spus. Întrebarea era dacă Ioan vrea să spun așa, un termen mult adrept, să înfiereze încă o dată practicarea spălării picioarelor, sau dacă prezintă mai mult anticipativ spre moartea Domnului Iisus Hristos, în aceeași idee în care și lui Petru se va spune 21 tot despre moarte. Și de-aia se spune, vei înțelege mai târziu lucrul ăsta. Yeah. Deci asta a fost mai mult. Yeah, I think that's right. Da, cred că
aveți dreptate. I mean, the foot washing is clearly tied to the death of Jesus. În sensul că spălarea picioarelor este legată în mod clar de moartea lui Isus. And that's a very nice observation about the connection with Peter. Și e de asemenea justă observația legătură cu Petru. Something I haven't thought too much about. E un aspect la care nu m-am gândit foarte mult. So I appreciate that. Dar apreciez observația. O întrebare cu referire directă la actul spălării picioarelor în bisericile noastre. Care este atitudinea și implicarea spirituală pe care noi trebuie să o avem atunci când spălăm picioarele? Văd oameni care îngenunchează, spală picioarele cu mâinile, dar poate gândul lor nu este complet acolo, poate unii oameni sunt prea veseli, poate vorbesc lucruri care nu au nicio legătură. De aceea și dacă în momentul cinei noi ne gândim la trupul, sângele lui Hristos, care trebuie să fie cu adevărat atitudinea noastră interioară în aceste momente în biserică? Ai adresat întrebarea cui? Fratele din Toaț. It's a great question. Întrebare foarte bună. Let me say what I think of in the practice. Dați voie să vă spun ce cred eu privind la această practică. When I wash someone's feet, personal, când spăl picioarele altuia, I pray that the Lord will cleanse their feet. Mă rog ca Domnul să le curățească picioarele. Sanctify their walk. Să sfințească umblarea lor. Remind them of the many times that they've been forgiven. Să le reamintească de dățile când au fost iertați. And use this sign as a reminder of God's continual cleansing. Și să folosească acest gest ca un element care să le reamintească de curățirea care continuă, curățirea reprinsă. There's this passage from Isaiah that you often find in the church fathers about foot washing. Există un pasaj din Isaia pe care îl găsim la părinții bisericii în conexiune cu spălarea picioarelor. Says how beautiful are the feet of those who proclaim the gospel. Pasajul acela care spune cât de frumoase sunt pe mulți picioarele celor care vestesc evanghelia. And after I've washed one of the feet, și după ce am spălat unul dintre picioare, as I'm washing the other one, I pray that the Lord gives them beautiful feet. Când în timp ce mă plec asupra celuilalt, mă rog ca Dumnezeu să le dea picioare frumoase în acest sens. And when I receive the washing, și când eu primesc acest gest, I'm pretty well overcome. Sunt copleșit by the fact that there is a brother. De faptul că există un frate who would love me so much. Care mă iubește atât de mult. That he would be Christ's instrument of reconciliation to me. Încât este instrumentul lui Hristos de reconciliere față de mine. And I pray for them. Și mă rog pentru ei. As they minister to me. În timp ce ei îmi slujesc în felul acesta. I think this is like a lot of things in the church. This attitude that you referred to earlier. Da, există această atitudine în multe privințe în biserică. That we have to, la care v-ați referit. That we have to model, that we have to lead the way on. The right attitude we have to model. Trebuie să ne modelăm atitudinea pentru a fi una corectă. And I think in places where foot washing has kind of died out. În locurile în care spălarea picioarelor a dispărut. And apparently there are a few of those places. Și există, se pare, astfel de locuri care nu se mai practică. That one of the great things a pastor can do. Unul dintre lucrurile mari pe care le poate face un pastor is to wash the feet of some people up on the stage as part of a sermon. Este să spele picioarele unora dintre membrii undeva chiar în vârful pe un podium sau nu știu. And sometimes in my church, before the Lord's Supper, în biserica mea, înainte de cina Domnului, uneori, I ask some people to come up and do a foot washing before the whole congregation, kind of a vicarious foot washing. Cer unora dintre membrii bisericii să realizeze acest act într-un mod vicarial, reprezentativ pentru întreaga comunitate. And after a while, I didn't have to arrange that beforehand.
Și după o vreme n-am mai trebuit să aranjez acest lucru dinainte. I would say, who wants to be involved in the foot wash? Aș pun întrebarea, cine vrea să fie implicat în acest act? And they would come on their own accord. Și oamenii vin din propria inițiativă. You know, I think the other thing is there are a lot of other contexts in which foot washing can be practiced. Există însă o gamă diversă de contexte în care poate fi practicată spălarea picioarelor. You know, I've washed the feet of people in hospital. Am spălat picioarele unor oameni care erau în spital. Before someone is facing a life-threatening surgery. De exemplu, înaintea unei operații care poate fi periculoasă. That sign este un semn that they've been forgiven că au fost iertați is very meaningful. Și este foarte important pentru ei. There are ordination opportunities for foot washing. Există oportunități pentru spălarea acest gest la ordinare. And I've actually seen people reconciled and forgive one another at foot washing. Oameni care s-au iertat reciproc, care s-au reconciliat cu ocazia unui astfel de moment. I think you're right. I think one of the reasons people react the way they do sometimes is they don't understand what they need to understand. Oamenii de multe ori reacționează în felul nevânțat pentru că nu înțeleg ceea ce trebuie înțeles. And then that's our fault. Și asta este de multe ori vina noastră. And we need to be leading the way. Pentru că noi trebuie să dăm cumva exemplu și să dăm tonul în această privință. Cred că ar trebui să încheiem aici cu întrebări și răspunsuri. Dacă totuși este cineva care vrea neapărat să pună o întrebare scurtă, mai dăm loc. Aici avem multe date. Cui adresați întrebare? Întâi către fratele. Aș vrea să întreb dacă are vreo importanță spălarea picioarelor înainte sau după cina Domnului și dacă are vreo importanță înainte de frângerea pâinii, care este această importanță? Iar întrebarea dumneavoastră, dacă se face spălarea picioarelor înainte de cină, de ce în dogma pentecostală, să spun așa, se învață că spălarea picioarelor se face după. Mulțumesc. O întrebare foarte bună. From the evidence of John's gospel, din dovezile pe care le avem în Evanghelia după Ioan, I don't think we can be dogmatic about it. Nu cred că putem fi dogmatici în privința aceasta. Because it's just not clear. Pentru că nu e clar. The best manuscripts say it's during the meal. Există cele mai bune manuscrise grecești spun că este spun că acest gest a avut loc în timpul mesei. So we're not quite sure if we try to put things together from the synoptics has the word have the words of institution about the supper taken place or not. Nu putem fi siguri dacă acele cuvinte de instituire a cinei au avut loc, au fost rostite deja. I think the reason that a lot of Pentecostals have practiced foot washing after the Lord's Supper. Cred că un motiv pentru care unii pentecostali au practicat spălarea picioarelor după cină is just logistics. Este doar o chestiune de organizare, de logistică. I don't know how it is in Romania. Nu știu care este situația în România. But the sisters always have a much better foot washing service than the brothers. Dar surorile reușesc să descurce mai bine decât frații. And if we we'd be waiting on the sisters to finish up. Și dacă we are usually waiting on the sisters to finish up at the end of the service. De obicei așteptăm ca surorile să termine la sfârșitul serviciului. But I think theologically there are a lot of reasons to do the foot washing first. Dar teologic există destul de multe motive pentru a practica spălarea picioarelor înainte. I think it prepares us to approach the Lord's table. Pentru că ne pregătește să ne apropiem de masa Domnului. I think the same phenomenon agrees with what Paul
Paul says in 1 Corinthians about examining ourselves. Este un fenomen similar cu ceea ce spune Apostolul Pavel în Corinteni când vorbește despre a te cerceta. Before we approach the Lord's table. Înainte de a veni la masa Domnului. I think it agrees with what the Didache says about confessing sin before going to the Lord's table. Este similar de asemenea cu ce găsim în Didachia, într-o carte timpurie despre mărturisirea păcatelor înainte de a participa la cină. And so when I lead a service, așa că ori de câte ori conduc o slujbă în biserică, we will start together. Începem împreună. I'll give the instruction and a little homily on foot washing. Dau un scurt cuvânt, mesaj, o predică despre spălarea picioarelor. We keep the brothers and sisters in the same room. Rămânem în aceeași încăpere, frații și surorile. One in one corner, one in another corner. Într-un colț, ceilalți în celălalt colț. And at some point we come back together for the supper. Și după ce se termină ne reunim pentru cina Domnului. And I find that incredibly meaningful. Și pentru descoper că acest eveniment este plin de semnificație. But given what John says, dar dat fiind fapt, dar ținând cont de ceea ce spune Ioan, I don't think we can be dogmatic biblically about that. Nu cred că putem fi dogmatici din punct de vedere biblic. But I think it makes great theological sense. Acest aspect, dar cred că are mare semnificație teologică mare. But can I just say one more thing? Okay. The truth of the matter is, adevărul este că if people are practicing foot washing, I have no criticisms. Dacă oamenii practică spălarea picioarelor în oricare variantă, nu am nicio critică. And if they disagree with my interpretation, și dacă ei nu sunt de acord cu interpretarea mea, hey, if they're practicing foot washing, nu contează, vreme o practică. They're trying to be faithful to this command. Înseamnă că încearcă să rămână credincioși acestei practici. And I can get kind of worked up when I'm talking about foot washing. Și poate că ajung să mă aprind așa când vorbesc despre spălarea picioarelor. But that's not intolerance. Dar asta nu este intoleranță. That's excitement. Este așa un sentiment de încântare. Având în vedere faptul că textul biblic nu este clar, evident că nu pot răspunde întrebării care mi-a fost adresată. Dar chiar dacă ar fi textul foarte clar, nu pot să vă răspund pentru că nu eu am hotărât ordinea în care se desfășoară în cadrul serviciilor noastre euharistice aceste părți, componente ale slujbei. Deci nu pot să răspund aceste întrebări. Ne oprim aici. Am primit o sumedenie de informații despre conținutul acestei cărți, despre poziția teologică a profesorului Chris Thomas cu privire la spălarea picioarelor. Vrem acum, în ceea ce urmează, să auzim câteva lucruri despre producerea acestei cărți. O să-l invit pe fratele Florin Ile, care este directorul Societății Biblice Române și implicit directorul editurii Metanoia, care a publicat această carte, să vină aici în față, pentru că iată cum se vor desfășura aceste scurte prezentări. Voi spune eu câteva cuvinte, după care vom da cuvântul colegului nostru Emanuel Ponsac, traducătorul și editorul acestei cărți. Apoi directorul editurii, Florin Ile, ne va spune despre ce a determinat colectivul editurii să traducă, să publice această carte și apoi, evident, cuvântul autorului. I would like to know when your turn comes to speak about the book itself, about its production, if there is any other language except English in which it was written, you know, that the book is available. Anything else you want to say about the book? Proiectul
acesta de traducere a început cu mulți ani în urmă, poate 7-8 ani, nu-mi aduc aminte, Manuel, văd că a ieșit, el ne-a putea lumina în această privință, pentru că el a fost cel care s-a apucat de traducere. Inițiativa a plecat de la mine, din discuțiile pe care le-am avut cu profesorul Thomas. Însă, datorită imposibilităților ordinatorii financiare, imposibilității de a finanța acest proiect, a rămas tradusă cartea. A rămas tradusă. Acum, când s-a pus din nou problema publicării ei, a trebuit doar editată și ea a fost preluată de editura Metanoia. Acesta este istoricul traducerii acestei cărți în limba română. Oricum, eu nu cunosc nici în limba engleză o altă monografie atât de informată pe spălarea picioarelor ca aceasta. Am mai văzut cărțulii, dar nu o lucrare cu studiu tehnic atât de bine argumentat și pus la punct. Este lucrarea de doctorat a profesorului Chris Thomas și evident că și argumentația este una solidă. Emanuel, este rândul tău, ca producător și editor, să ne spui câteva cuvinte despre ce a însemnat pentru tine lucrul la această casă. Cred că e prima carte teologică majoră pe care am tradus-o. E un proiect la care am lucrat cu destul de mulți ani în urmă, dar cartea n-a văzut lumina tiparului decât acum. La un moment dat renunțasem să mai sper că va fi publicată, fiindcă e vorba de o carte de specialitate cu termeni în greacă, termeni în ebraică, editura noastră Pleroma, editura ITP-ului se reactivează și mă gândeam că poate va fi propus, va fi acceptată, nu va fi acceptată. Între timp însă s-a evit această oportunitate din partea editurii Metanoia și mă bucur că poate să apară. A trebuit, bineînțeles, să o reiau, fiindcă între timp s-au mai scurs câțiva ani de experiență. Aș spune că este o carte dificilă. Prin urmare, dacă cei din anii 1 și 2 vor putea digera în prima fază, s-ar putea să fie nevoie să mai să căpătați un fond teologic sau biblic mai bun pentru a putea o asimila în toată profunzimea. Cert este că dincolo de secțiunea care este critică textuală și care care va pune probleme de înțelegere celor care nu sunt obișnuiți cu terminologia, veți găsi multe informații interesante, mai ales în partea de istoria interpretării și în acest în evaluarea textelor din Antichitatea greco-romană. Sunt multe citate din autori clasici interesante. De aceea cred că există ceva din această carte pentru fiecare cititor, indiferent de nivelul la care se situează mai avansat la greacă și ebraică. Oricum, termenii sunt, să zic, din pasajul respectiv, pot fi înțeleși chiar din context. Mă bucur așadar că de acest parteneriat cu editura și cred că va fi unul care va continua într-o formă sau alta. Vă urez, deci, lectură plăcută. Cineva, în timp ce am coborât, mi-a spus deja că este o greșeală. Deci, mai liberă, iată, deja vine și feedback-ul, dar cine este chiar fără... Cine a tradus cărți până acum și n-a greșit în nicio privință, e liber să critique. Eu zic să îl felicităm pe Emanuel. Fără să citesc traducerea, știu că este una bună.
expertiza lui în domeniul traducerilor, dar și pentru faptul că a lucrat fără să fie plătit. La momentul în care el a tradus, noi nu l-am plătit. Nu știu dacă va fi acum plătit sau nu. Este o altă chestiune, dar a lucrat pe vremea când am trebuit. Era student? Era încă student aici. Deci ne bucurăm de faptul că de la noi, de aici, din instituție, pleacă această carte și este oferită nu numai studenților noștri, ci tuturor slujitorilor, indiferent de confesiune. Mulțumim. Din partea editurii, din partea de părinile. Pentru noi, ca editură, pentru mine, ca reprezentant al ei, este o onoare să fiu astăzi împreună cu dr. Christopher Thomas și să prezentăm în fața dumneavoastră această primă carte a dânsului tradusă în limba română. Eu am aflat despre cartea aceasta la începutul anului 2010. Am căutat mai multe informații să văd unde o găsesc, cine are tradusă. În sfârșit am reușit să regăsesc tot ceea ce am căutat. Am găsit cartea în engleză întâi, m-am uitat peste varianta în engleză și nici n-am mai stat pe gânduri. Am inclus în planul editorial al nostru. M-am bucurat foarte tare și când am aflat că deja cartea era tradusă și pentru mine ca manager, asta înseamnă mult ca organizare, ca timp răscumpărat. Am luat legătura cu fratele Emanuel despre pentru a intra în posesia textului tradus. Fratele John ne-a ajutat și m-a pus în legătură cu dr. Thomas. Fratele Romică a avut o contribuție majoră. De când a aflat intenția mea de a publica această carte, m-a tot sunat, m-a căutat, m-a scris. Astăzi, pentru implicarea dânsului și organizarea acestui eveniment, a avut o contribuție majoră. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și fratelui rector Corneliu pentru faptul că a permis și a susținut organizarea acestui eveniment aici. Toate acestea au coincis și cu prezența în România a profesorului Christopher Thomas, lucru care puțin ne-a pus la muncă mai alert decât într-un ritm normal. Noi am primit cartea tradusă la 1 decembrie. A urmat o lectură, aranjarea și tipărirea. Pentru cei care nu lucrați în domeniul ăsta, probabil mi se pare ceva normal, cam două luni să fie tipărit o carte de asta, nu? În preajma sărbătorilor și în luna decembrie, aproape nicio tipografie nu-ți acceptă proiectul nou, neplanificat din timp, cu mult timp. S-am găsit înțelegere la o tipografie din Oradea, care au venit imediat la servicii, imediat după sărbătorile de anul nou. Au început să lucreze, au realizat-o, zic eu, în condiții bune, spre foarte bune. Motivația publicării acestei cărți e multiplă. Întâi, lipsa unui asemenea material de pe piață. Am căutat și eu, lipsa limba română a unui asemenea material. Am căutat și eu materiale, mi-au cerut mai mulți frați, slujitori, colegi, informații. Spune-ne și nouă, unde găsim, dar nu în engleză, dă-ne în română. Nu am găsit, m-am bucurat atunci când s-a ivit oportunitatea aceasta de a publica această carte. Și faptul că eu am găsit informația, m-a dus la concluzia că trebuie să pun informația aceasta la dispoziția colegilor. Nu ascund faptul că și eu am fost curios să aflu la ce concluzie a ajuns autorul. Mai cu seamă că, la fel ca și colegul nostru, Miguel Neamț, am făcut și eu un fel de cercetare în bisericile în care slujesc, să văd ce gândesc frații despre spălarea picioarelor. Anul trecut, cu bună știință,
și intenție, n-am participat câteva luni la spălarea picioarelor. La noi, la biserică, la Filadelfia, în Oradea, se practică, așa am găsit obiceiul la biserică, nici n-am încercat să-l opresc, nici să-l încurajez, dar anul trecut, cu bună știință, câteva luni de zile, nu m-am dus. Peste câteva luni, păstorul principal m-a chemat și a stat de vorbă cu Mefes. Am reclamații. Frații au observat că tu nu te duci. E pe o problemă. La vreo săptămână, un frate puțin mai îndrăzneț m-a abordat direct. Zis, frate, eu sunt acolo nelipsit. Eu văd cine vine, cine... nu te văd. Ești păstor. Vreau să știu. Ai un motiv. Ești supărat. Eu supărat cineva. Nu vii. Aș vrea și eu să fac spălarea cu dumneavoastră. Veniți sau nu veniți? Nu i-am explicat acelui frate motivul pentru care n-am mers. I-am spus doar păstorului. Însă am constatat că cei mai mulți, mare procent dintre membrii bisericii, fac spălarea picioarelor, măcar că unii nu înțeleg semnificația. Nădăjduiesc că în urma publicării acestei cărți, ceilalți colegi slujitori ai altarului vor găsi un izvor, o sursă de unde să acumuleze informații, să ia ceva și să facă și tema aceasta mai ușor înțeleasă și mai clară în mintea fraților pe care îi slujim. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participarea la acest eveniment și doresc lectură plăcută. Nădăjduiesc, așa cum spuneau și ceilalți colegi, că vom mai putea pune la dispoziția dumneavoastră și a celorlalți și cititori ai editurii și alte cărți ale doctorului Christopher Thomas. So many people turn up at something like this. Un eveniment care mă smerește și faptul că sunt atât de mulți oameni prezenți. And I'm very appreciative of all the efforts that have gone into this tonight. Și apreciez toate eforturile care au contribuit la care s-au finalizat prin acest eveniment. I want to commend the publisher for producing such a beautiful volume. Îmi exprim aprecierea față de editură pentru că a produs un volum atât de frumos. It seems the days of beautiful books are behind us. The days of beautiful books. They don't appear... They're just not very user-friendly. Zilele... Cărților frumoase. You don't often get beautiful books. Nu prea mi se întâmplă foarte des, mai parte de cărți frumoase. I better check this translation. O să mă apuc deja să verific traducerea. But this is a beautiful book. E o carte frumoasă. I also want to commend the rector for having these events. Aș dori să-mi exprim aprecierea și față de fratele rector pentru că a permis organizarea acestor evenimente. It's very important for an institute like this to do these community service events. Este important pentru institute să aibă astfel de evenimente colective. All of the students are very lucky to be at such a place. Și studenții toți sunt norocoși că sunt într-un astfel de loc. This doesn't take place just everywhere. Pentru că astfel de evenimente nu se organizează oriunde. I understood that there was a Russian version of the book. Am înțeles că a existat la un moment dat un proiect pentru o versiune în limba rusă. And a Spanish version of the book. Și o traducere în limba spaniolă. But I've never seen a version. Dar n-am văzut de fapt niciodată una efectivă. Aceasta este prima traducere. Though I'm sure there's a Korean version. Dar sigur că există o versiune coreană.
And that I will not ever hear about it from my other experiences. But I'm just enormously grateful for this opportunity and for this night. It means a lot to me and my. And my mom wants lots of pictures, so James, it's up to you, buddy.